Primele două tiruri încărcate cu lucruri de primă necesitate pentru victimele războiului din Ucraina au plecat de la Caritas Blaj, unde funcționează un depozit logistic de încărcare și sortare a ajutoarelor colectate de la români și de la locuitorii din landul austriac Burgenland. Pentru început, din cele 80 de tone de ajutoare, au fost trimise materiale de primă necesitate, precum pături, saltele, saci de dormit, obiecte de igienă și alimente neperisabile, conform solicitărilor venite din Ucraina. Transporturile vor ajunge la Caritas Columbia din Ucraina, care le va distribui apoi locuitorilor grav afectați de războiul din țara vecină. Despre această campanie umanitară, cea mai mare provocare din istoria Caritas Blaj, dar și despre o altă campanie de succes, cea de strângere de fonduri în sprijinul locuitorilor din Ucraina, ne oferă mai multe amănunte părintele Nicolae Anușcă, directorul general Caritas Blaj, într-un interviu pentru Radio Blaj TV Online, în care a subliniat și modul extraordinar prin care românii își manifestă solidaritatea cu poporul ucrainean greu încercat în aceste zile. Da, e o mare provocare pentru că e pentru prima dată când suntem în centrul unei astfel de acțiuni în care să fim furnizori de ajutor umanitar pentru o zonă, să zicem, cu nevoi umanitare speciale, așa cum e zona de conflict din Ucraina. E clar o provocare, dar ne bucurăm că astăzi este și o reușită și întotdeauna suntem chemați să facem față provocărilor și într-adevăr, e o reușită astăzi, trimițând și spre Ucraina primele două camioane încărcate cu ajutor de primă necesitate pentru cei care sunt victime ale războiului din Ucraina. Acum s-a desfășurat până acum această campanie. Caritas România și implicit Caritas Blaj au fost prezente la granița cu Ucraina și în ajutorarea refugiaților și nu numai, încă din prima zi a războiului. În primul rând, aș dori să accentuez rolul de rețea pe care îl are Caritasul. Caritasul fiind cea mai mare organizație non-guvernamentală care funcționează sub egida Bisericii Catolice din lume. Bineînțeles că noi lucrăm după niște proceduri standard pe care le avem, să zicem, stabilite la nivel internațional de către Caritas Internaționale de la Roma. Imediat după începerea conflictului și după invazia Rusiei în Ucraina, Caritas Internaționale s-a activat acest mecanism de ajutor umanitar și care devine, să zicem, obligatoriu pentru a fi respectat și pus în practică de toate organizațiile Caritas din lume. Noi acționăm în România împreună într-o rețea națională, Caritas România, înglobând toate organizațiile Caritas eparhiale și diecezane, și funcționăm sub egida Conferinței Episcopale Catolice din România. Deci, practic, noi, după declanșarea acestui mecanism de ajutor umanitar, am început să lucrăm împreună la nivel național, aici în România, și ne-am împărțit, să zicem, cumva sarcinile între noi, organizațiile Caritas de aici, din țară, respectiv organizațiile care sunt la frontiera Ucrainei, Caritas Eparhială Maramureș, Satu Mare, Iași și București, au început să preia refugiați și să îngrijească în centrele speciale amenajate. Deci, să zicem, ei sunt în prima linie a acestei campanii de ajutorare a sinistraților, a refugiaților sau a victimelor din Ucraina. Și noi suntem în linia a doua a celelalte organizații Caritas, deci respectiv aici la Blaj, așa cum am putut constata astăzi prin organizarea celor două transporturi spre Ucraina, noi suntem un centru logistic național în care toate ajutoarele umanitare primite din țară și din străinătate sunt depozitate, după care sunt sortate în primul rând pe categorii de produse de primă necesitate solicitate de cele la Caritas Ucraina și după care sunt încărcate în camioane. Noi avem această șansă că, lucrând în parteneriat cu cei de la Caritas Ucraina și respectiv un Caritas regional, Caritas Columbia din Ucraina, ne-am putut organiza să trimitem primele camioane de la Caritas Blaj România spre Caritas Ucraina Columbia, așa cum am spus, cu articole de primă necesitate pentru ei. Și din filmările pe care le-am făcut la fața locului am constatat numărul sau cantitatea foarte mare și impresionantă de ajutoare. De cam cât s-au strâns până acum, de ce fel de produse mai este nevoie și care sunt colaboratorii dumneavoastră în această campanie pe care o derulează Caritas în sprijinul
persoanelor din Ucraina. Așa cum a spus, Caritasul în România acționează în această campanie pe mai multe planuri. În primul rând, preluarea și îngrijirea refugiaților. E important să accentuăm acest aspect, pentru că, de fapt, aceste organizații Caritas sunt în prima linie. Noi suntem în linia a doua, dar ne bucurăm că prin suportul și susținerea pe care ne oferim cei din linia întâia, fie că sunt organizațiile Caritas din România care se ocupă de refugiați, fie că sunt organizațiile noastre partenere din Ucraina, noi ne bucurăm că noi putem să oferim sprijin, să zicem, logistic și suport pentru ei. Materialele și ajutoarele umanitare pe care noi le-am strâns aici la BLAS sunt, în primul rând, din partea unor binefăcători din țară. După aceea sunt din partea partenerilor și prietenilor noștri din străinătate, Austria, Germania și Franța, Italia chiar. Deci sunt toți partenerii noștri care au răspuns apelului nostru în mod favorabil, trimițând spre acest depozit de la Blaj ajutoare umanitare. În mod special aș dori să amintesc aici, pentru că aici cel mai important partener până acum s-a dovedit cei din Austria, respectiv Caritas Blaj are un parteneriat și o colaborare foarte bună cu guvernul landului Burgenland din Austria, care au trimis o cantitate impresionantă de ajutor umanitar spre Blaj, pe care noi îl redirecționăm ulterior după ce îl prelucrăm spre Ucraina. Deci până acum, numai din Austria în România, au fost procesate aproximativ 100 de tone de ajutor umanitar, în afară a celor pe care deja le-am strâns aici în țară. Acum, Caritas Blaj mai e implicat într-un proiect aici și la Blaj, foarte mic. Încercăm tot cu partenerii noștri și cu voluntari din alte asociații partenere să oferim un sprijin și un ajutor direct refugiaților care călătoresc dinspre București spre Viena cu trenul și în fiecare zi noi sprijinim cu alimente și cu, așa cum am spus, cu produse de primă necesitate pe voluntarii care se duc în fiecare zi la ora 8 seara în gara din Blaj să sprijine refugiații care sunt în trenul de București și care se îndreaptă spre Viena. Solidaritatea oamenilor a fost mai impresionantă și aici la Blaj, la fel ca în întreaga România. Dumneavoastră aveți un volum foarte mare de lucru și cu această ocazie ați apelat și la sprijinul voluntarilor prin diverse anunțuri făcute și pe rețelele de socializare. Cum au răspuns ei și... Fără voluntari n-am putea și nu putem face față acestui volum impresionant de muncă pe care trebuie să-l desfășurăm în pregătirea unor astfel de transporturi umanitare. Aș dori să fac cunoscut faptul că pentru pregătirea unui camion, să zicem, de 10.000 de kilograme, de 10 tone de ajutor umanitar, avem nevoie cam de 500 de ore de muncă în spate, în ceea ce privește depozitarea, sortarea, etichetarea, ambalarea, după care încărcarea în camioane. Deci e un volum impresionant de muncă în spatele pregătirii unor astfel de camioane de lucruri umanitare. Și bineînțeles că fără voluntari n-am putea să facem față acestui volum de lucru. Au răspuns foarte favorabil. În această săptămână am muncit și și-au adus aportul cam 50 de voluntari de aici din Blaj, ajutându-ne în depozit să pregătim aceste două camioane. Fiecare, să zicem, în medie cam 10 ore de muncă au derulat pentru pregătirea acestei campanii și acestei prime șarje și prime tranșe de prime camioane pe care noi le-am trimis spre Ucraina. Da, au fost voluntari de la școlile din Blaj, de la Liceul Teologic Sfântul Vasile cel Mare, de la Colegiul Inocente Micu Klein, de la diferite asociații din Blaj, persoane fizice, persoane care au venit din comunitățile noastre religioase, din parohiile noastre să ne sprijine și să ne ajute. Da, avem nevoie în continuare de voluntari, avem nevoie în continuare de sprijinul lor, pentru că ceea ce am început astăzi la Blaj prin
trimiterea primelor două camioane spre Ucraina, de fapt, va continua în perioada care urmează. Chiar dacă există o cantitate deja mare adunată din donații de produse, totuși mai este nevoie și campania de strângere de produse destinate celor din Ucraina afectați de război continuă. Care sunt produsele recomandate celor care vor să vină să ajute după da. Da, e o întrebare extrem de bună pentru că vedem că entuziasmul și solidaritatea oamenilor îi determină să facă fiecare câte ceva pentru a-și aduce aportul și sprijinul acestor victime ale războiului din Ucraina. Însă e important să ajutăm și eficient și eficace atunci când o facem și aici întăresc rolul de rețea pe care Caritasul îl are și în care aceste produse pe care noi le primim din partea oamenilor într-adevăr ajung la destinație. Noi nu trimitem în Ucraina sau în zona de graniță pentru refugiați decât produsele pe care colegii noștri de la Caritas din Ucraina sau din zona de frontieră ni le solicită, respectiv alimente, produse de igienă, pampers, pături, saci de dormit, pilote. Deci acestea sunt categoriile de produse pe care noi le procesăm, le sortăm și le încărcăm cu această destinație, granița Ucrainei cu România sau Ucraina. În rest, toate celelalte produse nu sunt necesare pentru cei de acolo și devin un balast dacă le-am trimite, pentru că ar trebui procesate și nu au nevoie de ele în acest moment. Important este să trimitem bunurile și sprijinul nostru la solicitarea lor. Deci aceste lucruri le-au solicitat cei din Ucraina și cei de la frontieră, aceste lucruri noi le transmitem și le trimitem. De aceea, acestea sunt categoriile de produse pe care noi le solicităm și celor care doresc să doneze. Deci, în acest moment, nu e nevoie de haine, de exemplu, că sunt mulți care vor să doneze haine. Nu, în acest moment nu facem colectare de haine pentru că nu e nevoie pentru a trimite haine în Ucraina. Tot în sprijinul refugiaților din Ucraina și persoanelor care încă mai sunt acolo, Caritas a deschis și două conturi în care oamenii sunt invitați să doneze fie în lei, fie în euro. Cum merge această campanie de strângere de fonduri? Da, inițial am pornit doar această campanie de strângere de fonduri cu scopul de a susține financiar organizațiile Caritas din România care se ocupă direct de refugiați din zonele de frontieră. Ulterior am dezvoltat această, să zicem, activitate și acest sprijin umanitar cu produse, văzând solidaritatea oamenilor din țară și din străinătate dispuși să ofere produse și nu neapărat bani, dar în Ucraina să știți că e mai mult nevoie de ajutor material pentru că nu se mai regăsesc produsele respective și oamenii nu mai pot cumpăra. De aceea noi trimitem preponderent ajutoarele umanitare în Ucraina. Dar financiar sprijinim organizațiile Caritas din România care se ocupă de refugiați în centre, pentru că vedem foarte multe, să zicem, centre care funcționează cu refugiați, care funcționează sub egida Bisericii Catolice sau chiar sub egida Caritas. Doresc să vă spun și să amintesc că toate costurile pe care aceste centre le au sunt suportate de către Caritas. Și atunci, bineînțeles că sunt costuri imense. Vreau să informez telespectatorii și auditorii noștri că până în acest moment Caritas a susținut peste 2000 de refugiați care au trecut prin aceste centre și, să zicem, cazarea acestor 2000 de refugiați. Deci sunt niște costuri imense în spatele acestor activități. De aceea Caritasul și-a asumat din plin această responsabilitate de a finanța toată această muncă din aceste centre cu refugiații. De aceea am făcut apel umanitar, apel de strângere de fonduri pentru aceste activități.
foarte bine funcționează campania, deci e uimitor, deci e cea mai de succes campanie, dacă mi se permite să spun așa, dintre toate pe care Caritas Blaj le-a derulat până acum. Deci se strâng, sunt deja sute de mii de lei strânse în conturile noastre pentru refugiați și ne bucurăm că oamenii sunt atât de solidari și că putem să sprijinim.